Licitația de săbici covoare din 26 mai vă propune piese istorice de calitate muzeală în cele două mari categorii de obiecte de colecție. În secțiunea de arme întâlnim 500 de ani de istorie de pe 4 continente, săbii care au trecut testul războaielor din perioada Sengoku a Japoniei până la cel de-al doilea război mondial. Piesa centrală o reprezintă katana realizată de maestru Kanenori în anul 1592. Este o sabie de excepție într-o stare impecabilă, ea fiind însoțită și de certificat din partea statului nipon. Sabia de ofițer de aviație din timpul regiului Carol al II-lea este poate cea mai elegantă și impozantă armă din timpul regalității românești. O armă istorică, alebarda italiană de secol XVI, ne duce în epoca în care armele de foc erau o raritate, iar luptele sângeroase se duceau corp la corp. Ea reprezintă apogeul tehnicii infanteriei în neutralizarea cavalerilor călare. Țesutul covoarelor este o artă cu istorie îndelungată, care a atins apogeul în Turcia, Iran, Caucaz și India, fiecare centru având caracteristici tehnici, teme și modele specifice. Licitația de față este o invitație în acest univers decorativ, în care veți avea ocazia să admirați o selecție eclectică de piese importante. De la covoare iraniene din mătase pe urzeală de mătase, covoare muntenești datate, până la celebrele scoarțe oltenești cu personaje. Vino la Palatul Cesianu Racoviță să vezi expoziția de săbi și covare, iar online pe artmark.ro să plasezi oferte pentru piesele de colecție.